Sau, dragilor, eu sunt Vlad și astăzi vom avea o discuție pe o temă foarte interesantă. Tema asta a plecat de la un TikTok pe care l-am văzut la Cristian Chifoi. Intru o dată pe lună pe TikTok, stau 3 minute și îl văd ori pe el, ori pe cineva care vorbește despre el. Am văzut că sunt oameni care sunt supărați că tu apari la ei pe TikTok. Înseamnă că oamenii nu înțeleg cum funcționează algoritmul. Nu apar că vreau eu, apar că vrei tu. Exact, adică algoritmul targetează persoanele sau lucrurile pe care te interesează sau la care le acorzi atenția ta. Și dacă tu acorzi atenția ta un lucru care nu-ți place, algoritmul te vrea acolo, așa că îți va livra în continuare acel lucru. Corect. Am văzut că ai făcut un TikTok în care ai spus că tu nu ești credincios. Da, în teorie nu sunt religios. Cred că credința trebuie să existe pentru orice om, doar că credința poate fi diferită. Și asta am explicat. Adică eu nu merg la biserică, nu fac rugăciuni și nu ca judeca. I-a judecat pe cei care sunt religioși la modul ăsta. Pur și simplu pe mine nu m-au ajutat alte credințe în viață să reușesc oarecum. Pentru că până la urmă fiecare om are un bagaj de credințe. În momentul în care aștepți autobusul în stație, ai credința că acesta va veni. Deci noi trăim viața pe o serie de credințe. Credem că. Când ne facem planuri, credem că le vom duce la bun sfârșit. De asta le facem. Însă, Când murim, credem că se va întâmpla ceva. Sau nu. Sau nu se va întâmpla ceva. Da, e destul de interesant. Care e background-ul tău când vine vorba de noi ca și popor ne considerăm un popor creștin-ortodox? Asta e deviza noastră sau deși suntem un popor laic, adică toate credințele și-au locul în țară la noi. Da, mie mi-a plăcut istoria la modul ăsta, nu doar cea financiară și cea religioasă. Mi-a plăcut istoria cu războaiele, să înțeleg de ce s-au întâmplat chestii. Înainte să fim creștini ortodoxi, nu mai știu cum îl chema pe cel care a venit să răspândească creștinismul la noi. Herodot, nu? Nu mai știu. Mă rog, înainte de creștin ce eram? Știi, adică n-am fost pe meleagurile astea dintotdeauna creștini, dacă mergi destul de mult în istorie. Așa că de asta zic, la capitolul background-ul meu, da, eu m-am născut creștin ortodox, adică sunt botezat de așa natură, ai mei sunt credincioși, se duc la biserică, eu nu sunt genul ăsta. Consider că o credință, cum să zic, la modul să te ajute în viață, adică o credință puternică, cum e religia, de exemplu, cum e creștinismul sau alta, dacă ești budist, dacă ești musulman, nu contează pentru mine, tot religie este, adică ești religios. Corect. Este bună pentru o stabilitate în viață, adică să te ghidezi după un set de reguli etice, cât de cât. Dar dacă niște valori care au fost agreate de-a lungul timpului și au fost reagreate generație după generație pentru că de asta au reușit să ajungă astăzi. Cum putem vorbi și despre stoicism ca Corect. Un bagaj de credințe, de valori, de idei care de câte ori oamenii le-au răspândit, le-au citit, le-au răspândit, alți oameni au considerat că încă sunt relevante și le-au citit, le-au implementat și le-au răspândit în continuare. Da, deși ce vreau să zic la sfârșit e faptul că s-au ucis foarte mult în istorie, s-au purtat foarte multe războaie în numele religiei. Adică chiar și Biblia este o carte cu mult sânge rece. Da, stoicismul, de exemplu, un exemplu foarte bun, pentru cine știe măcar principiile de bază, mi se par mult mai etice decât ce promovează creștinismul sau... Dacă ne uităm la istorie, deci nu vorbesc doar acum în zilele noastre, mă refer la istoria sângeroasă a religiilor. În ziua de azi, istoria nu mai poate fi la fel de sângeroasă, nu din cauza religiilor, pentru că vedem atentate care au la bază oameni din Orientul Mijlociu, din țările arabe. Religia nu mai poate fi azi la fel de sângeroasă pentru că legislația pur și simplu blochează acest aspect. Adică trăim într-o lume care este sigură azi, nu din cauza religiei, pentru că religia nu spune să mergi cu 50 de km la oră în localitate, ci sunt autorități noi, mai mari, peste religie, care spun
indiferent ce religie ești tu, dacă mergi cu mai mult de 50 de kilometri pe oră și noi te găsim și te vedem, vei suporta o serie de consecințe. Corect, da, și foarte bine ai punctat chestia asta, pentru că din 1500, când a apărut presa de printată a lui Gutenberg și epoca aia, sau nu mai știu cum se numea, reformistă, ceva de genul, când practic s-a separat biserica de stat și statul a devenit independent de biserică la modul ăla. Cel puțin instituțional, pentru că vedem în România că biserica încă are o forță politică foarte mare. Da, este în parteneriat, să zicem. Dar e atunci, un parteneriat. Atunci era una. Da, era la biserică puterea atunci, înainte de asta. Da, înțelegând că background-ul tău este creștin și înțelegând că tu nu ai practicat această credință până acum, care sunt credințele tale? E părerea mea, la fel ca și credințele bărbaților în general, fiecare trebuie să-și adopte un set de principii în viață. Un bărbat trebuie să aibă un set de principii cum ar veni adaptate. Nu poți să le iei pur și simplu mot-a-mo de undeva. Nici măcar din religie, părerea mea. Și trebuie să le adaptezi pe cine ești tu, ca să poți să ai un trai bun și să oferi și familiei tale un trai la fel de bun măcar ca al tău. Pentru mine sunt foarte simple regulile astea. Nu pot să mai iau după Moise sau cele 10 legi, nu omoră, nu, e clar, nu? Adică e clar că n-ar trebui să faci chestiile astea, pentru că consecințele sunt din ce în ce, dacă faci ceva grav, consecința e mult mai gravă. Versus dacă, nu știu, depășești viteza și eu amendă. Adică la modul, rămâi în parametri în care nu îți pui viața în pericol, fie că conduci tare, fie că faci rău cuiva, la modul ăla. Asta e una dintre ele. Un alt principiu, să zicem, că ar fi, nu-mi plac chestiile pe locul 2. Adică la modul, dacă vrei să ai ceva bun, ia-ți o singură chestie din ăla. Ia-ți cea mai bună chestie, cea mai bună iubită, cea mai bună mașină, cea mai bună casă, fă-ți o, nu-ți cumpăra 7 supercaruri, n-ai ce să faci cu ele. Ăla e doar exces de zel. Nu-ți lua 7 iubite și cele 6 sau 6 din ele se bat pe locul 2. N-are nicio logică pentru mine chestia asta. Aici mă refer și în partea de investiții, același lucru. Dacă vrei să ții ceva pe termen lung, părerea mea e că ar trebui să alegi un singur lucru pe care l-ai studiat foarte bine. Și aici știi că intru în discuția cu Bitcoin și nu vreau să o dau la o parte. Adică ceva ce îi ține pentru tot restul vieții, restul le ai să le vinzi pe termen scurt. Deci oarecum tu, sistemul tău de valori este unul care merge prin distribuția și prioritizarea energiei tale. Exact. Dar prefer, de exemplu... Nu vrei să diluezi lucrurile. Nu, exact. Am făcut greșeala asta în trecut, cum ziceam, adică cumva șlefuiești principiile astea. Și nu poți să trezești cu ele de la un an și să le ții pentru tot restul vieții. Am văzut oameni care au trecut de la religie, de la o religie la alta, deși s-au născut într-o altă religie. Hai zic, se poate șlefui. Eu am avut foarte mulți prieteni musulmani și în Cam, în Techirghiul unde am stat și în Constanța în general. Sunt mai multe nații acolo, sunt și machidoni, sunt și tătari și turci. Și am învățat să trăim unii cu alții, adică ei aveau geamia, care era biserica lor. Noi mergeam la biserica clasică și după aia eram prieteni în cartier. În facultate, când am fost, la fel, aveam prieteni din Vietnam, din Turkmenistan, la fel musulmani, ne-am înțeles cu toți. De asta zic, cumva religia nu trebuie să facă o polarizare pe populație, ceea ce a făcut în trecut și de-aia au pornit războaie foarte mult. Și văd că și acum se poartă oarecum underground niște războaie de-astea religioase, cu explozii în aeroporturi, cu, mă rog, știm povestea. Și cumva, părerea mea e că tocmai de asta ar trebui ca fiecare bărbat planeta asta să-și facă el singur un set de credințe. În baza credințelor, eu, de exemplu, credințele mele le-am furat, să zicem, de la vikingi. Cele 9 virtuți ale vikingilor, poți să le citești dacă vrei, le găsești pe Google. Cele 9 virtuți ale vikingilor. Foarte mișto sunt. Dar nu poți să trăiești mot-a-mot după ele. Și le-am adaptat după cum mi-am trăit viața. Timpurile noastre. Exact. Ai avut un moment în viața ta când ți-a fost foarte greu, ai avut un faliment, ai avut un moment de boală și să zici, vreau să, dacă există un Dumnezeu, să mă ajute? Băi, ca toată lumea, întotdeauna o să ai momente, dar uite, cu boala, doar la 17 ani am avut o problemă destul de gravă cu spatele. Ne jucam la liceu și am primit o minge de aia medicinală direct în ceafă, știi? M-a luat un pic amețeala, dar mi-am revenit. E, după aia, în 2 săptămâni, mi-au venit probleme la spate, nu înțelegeam de ce. N-am știut, ori mi s-a întins în momentul ăla foarte tare și mi-a pocnit o vertebră și s-a încălecat cu alta, nu mai știu ce naiba a fost. Că vreo 2 luni de zile am ținut de la școală atunci.
Și maica mea m-a cărat prin toate spitalele să-mi facă tot felul de analize, să vadă ce am. Știi? Și pe tavă era o grămadă de boli. O să ai aia, poți să ai aia, știi cum e. Când cauți pe Google... Când te doare ceva, sigur mori. Atunci a trebuit să... Nu aveam Google atunci, era internetul la început de drum, acum cât n-ai băut, 20 de ani au trecut. Și atunci, la fel, maica mea se ruga foarte mult și plângea în fiecare zi. Eu n-aveam nicio treabă, adică n-am căutat într-o forță divină, practic, ajutor la modul ăsta. Și pot să mai dau un exemplu cu pandemia, când am fost în rahat cu afacerile, același lucru. În fiecare zi a trebuit să-mi reverific setul de credințe personale. Zic, bă, ce dracu pot să fac? Că nu există o forță divină să mă scoată din căcatul ăsta. Trebuie să fac eu ceva. Mâine trebuie să fac altceva. Azi n-a mers, mâine fac altceva. Mâine nu merge, poi mâine fac altceva. Tot așa. Așa am reușit să trec peste. Deci nu ai avut momente în care să simți că, nu știu, ai parte de o favorizare de la o forță exterioară. Nu te-ai gândit vreodată dacă există un Dumnezeu la baza existenței noastre? Ba da. La asta mă gândesc și inclusiv în ziua de azi. Dumnezeu, cum este portretizat, să zicem, într-o ființă divină care seamănă cu noi, cu asta nu o să fiu de acord niciodată, dar cu o forță divină, pur și simplu, o entitate divină pe care nu putem nici măcar să o concepem, sunt total de acord. Dar cred că vine tot în sub formă de energie, cumva. Am mai auzit cu karma sau universul îți dă sau ți-a sau Dumnezeu îți dă sau ți-a. Cred că mie mi se pare că se duce discuția în aceeași chestie. Când ești pierdut, te uiți la universul sau Dumnezeu sau cine este credința ta supremă sau unde este credința ta supremă. În fizică, de exemplu, atunci când două obiecte se mișcă cu aceeași viteză, nu poți măsura viteza lor pentru că ai nevoie de un punct la care să te raportezi. Un reper, corect. Și atunci, probabil că în momentul în care lucrurile o iau la vale în viața unui om, omul are nevoie la ceva fix, la un lucru care e acolo de fiecare dată, să se raporteze. Și atunci ce fac mulți oameni este se pun pe genunchi, spun o rugăciune, se îmbărbătează, unii oameni apelează la horoscop, încep să citească horoscopul, unii oameni merg, își cumpără cristale cu energii. Deci există foarte multe forme în care oamenii caută ceva pentru că ei se văd într-o situație compromisă. Sunt bolnav, e compromis corpul meu. Am ghinionă, e compromisă soarta mea. Nu reușesc să soluționez niște probleme, mi-e compromis rațiunea, capacitățile mele. Și atunci oamenii se raportează la niște lucruri exterioare, merg la vrăjitori, merg la ghicitori, merg la preoți. Însă văd o creștere nouă a interesului față de divinitate și față de Dumnezeul creștin în timpurile în care noi trăim. În mod interesant. Tineri, mai ales la tineri. Și eu fiind, la fel ca și tine, din generația asta milenială, la fel și Gen Z în spatele nostru, noi, practic, la noi, nu știu, a fost o rupere. Tu, de exemplu, ești creștin la modul ăsta, adică foarte religios? Eu sunt o persoană care în fiecare zi petrec cel puțin 30 de minute în liniște și mă gândesc ce vrea Dumnezeu de la mine, cine este Dumnezeu, ce planuri are Dumnezeu, prietenii mei, ne întâlnim toți în jurul... Noi zicem focul păcii, ne întâlnim toți în jurul unui, ceea ce simbolizează pentru noi focul păcii și stăm la dezbateri ore întregi în care ne gândim este Dumnezeu în situația respectivă, nu este, și să zic așa, sunt într-un grup de oameni și grupul ăsta de oameni sunt oamenii compatibili cu bine, pentru care spiritualitatea și alocarea de energie și de rațiune către spiritualitate este un lucru care se întâmplă frecvent. Dar mi-ai răspuns indirect la întrebare. Da. Dar ești religios, adică cu biserica, cu icoane, cu rugăciunile clasice? Mi-e foarte greu să definez, pentru că foarte mult am încercat să trasez o linie între ceea ce este omul și ceea ce este Dumnezeu.
Și, din păcate, în foarte multe momente ale vieții mele, în care l-am căutat pe Dumnezeu, în căutarea mea către Dumnezeu, m-am lovit de oameni. Cred că rugăciunea este un mecanism sănătos pentru om, la fel ca și meditația, la fel ca și introspecția. Cred că de asta s-a și transmis atâta timp. Biblia vorbește despre mai multe tipuri de rugăciuni. Am citit Biblia de 3 ori toată și de vreo 5-6 ori doar Noul Testament, pentru că Vechiul Testament e foarte sângeros. Ok. Și Dumnezeu zice să meargă unii să-i omoare pe alții, dar Dumnezeu nu cred că face diferențe între creația lui, că și unii și alții sunt tot creația lui Dumnezeu. Exact. Da, ce să zic, mă consider o persoană credincioasă. Cred că la baza existenței noastre există un creator inteligent. Cred că el trăiește în afara timpului și în afara legilor fizicii. De exemplu, noi știm că trecerea timpului duce doar la distrugere, legile termodinamicii. Eu cred că în afara acestui univers, care are un început, având un început, timpul are o direcție față de legea gravitațională, care e constantă, cel puțin pe planeta noastră, și o măsurăm ca un număr fix, timpul se tot adaugă. În afara existenței noastre, în afara universului nostru, în afara legilor termodinamicii, cred că există o forță inteligentă care nu este supusă trecerii timpului, nu măsoară timpul, pentru că ea există dinaintea noastră și va exista în continuare. E într-o altă dimensiune, adică. Exact, este într-o altă dimensiune. De asta, de exemplu, universul se extinde. Dumnezeu începe în spațiul în care se extinde universul nostru, în afara existenței noastre. Da, asta cu legea termodinamicii, la fel, că e o constantă, practic. Exact ce vorbeam mai devreme, trebuie să fie o constantă. Părerea mea e că, dacă, la fel, ești un pic interesat de istoria asta, matematicii inclusiv, o să vezi că toate constantele pe care noi le-am descoperit au fost câteva sute de ani mai târziu, dovedite că nu au fost constante, de fapt. Și am descoperit alte legi ale fizicii care ne-au ajutat să evoluăm mai mult. Și la fel cred că și aici, legea termodinamicii este reală până când descoperim practic ce se întâmplă după partea asta, într-o altă dimensiune. Și atunci, da, e o discuție care poate să meargă într-un rabbit hole foarte adânc, nu știu, poate cu ființe, cu ființe mai multe, cine știe, într-o altă dimensiune pe care noi nici măcar nu putem să le percepem. Ce eu cred și de ce cred foarte tare că există un Dumnezeu, și ideea că noi toți căutăm, mergi cu avionul, nu? Mergi în concediu. Și mereu ideea asta că mereu tu te-ai născut la Dumnezeu corect. Știi? Adică mereu tu mergi în rai și ăia de pe alt continent merg în iad. Mereu tu te-ai născut la Dumnezeu corect. Dar dacă călătorești, îți dai seama că peste tot pe glob o constantă e căutarea după Dumnezeu. Și căutarea aceasta după Dumnezeu mă face să cred că în ADN-ul nostru, păi uite, animalele nu-și caută așa un Dumnezeu, nu-și fac temple, nu se închină, nu-și se sacrifică altă rasă pe altă rasă. Deci e un lucru specific nouă oamenilor. Consider că în ADN-ul nostru, care consider că e un cod foarte complex, care are la bază toată informația noastră genetică și toate mecanismele care au loc în corpul nostru, sunt stocate practic din nou și backup în fiecare celulă. Deci o cantitate informațională foarte, foarte mare. Poate încă nu există servere să poată stoca toată informația dintr-un om. Mă face să cred că la baza noastră există un creator inteligent. Dar, plecând de la ideea asta, îmi imaginez un IT-ist. Un IT-ist gras, cocoșat, care se masturbează toată ziua, care scrie cod, care mănâncă pizza și programul din calculator. Diferența între creator și creație este atât de mare încât creației este foarte greu să-l perceapă pe creator. Corect, da, sună interesant. De-aia te-am întrebat. Se pare că din răspunsul tău ești în aceeași zonă, să zicem, adică ți-ai format niște principii personale în funcție de ce ai citit și ce ai trăit. Pe mine m-a impresionat foarte mult și de ce la baza credinței mele este Iisus Hristos,
filozofia lui m-a impresionat foarte mult. Există un episod în Biblie când mai mulți oameni ai bisericii aduc o prostituată în dreptul lui Iisus să o omoare cu pietre pentru faptele ei. Și ceea ce Iisus face îi șochează pe toți. Este practic, vine și face ceva împotriva tuturor acțiunilor culturale de până în acel moment. Se așează lângă prostituată, ceea ce e clar pentru el, care era considerat un mesia al momentului, oamenii îl urmau, e ceva super controversat. El nu doar că era un mesia, n-avea relații cu femei, n-avea familie, era un bărbat singur, se așează lângă prostituată și din postura asta scrie în dreptul fiecăruia pe pământ cu degetul greșelile lor. Și practic salvează de la uciderea cu pietre, care era conform legal, era perfect legal. Pentru noi care ne uităm acum în urmă, ne gândim ce barbari. Dar și în anii 90, Vișinescu, când îi omora pe intelectuali, făcea ceva legal. El mergea la muncă și ăsta era jobul lui. Și pentru timpurile lui a avut aceste idei să iubești creația și să iubești creatorul. Și dacă iubești creația, ai grijă de mediul din jurul tău. Adică nu vrei să distrugi planeta cel mai departe de tine, nu vrei să poluezi lucrurile din jurul tău, nu vrei să ai o casă mizerabilă, nu vrei să ai un loc în care trăiești, care nu-i curat, care nu-i optim, care nu-i în armonie cu condițiile în care ar trebui să trăiești. După aia, dacă iubești creatorul și iubești creația, iubești ceilalți oameni, nu vrei ca ei să simtă durere, chiar și cele 10 poruri spun să iubești prea aproapele tău ca pe tine însuți, un om care nu se iubește pe el. Și asta noi acum învățăm prin terapie, să te iubești pe tine. Nu poți să iubești pe alții dacă nu te iubești pe tine. Corect. Am deviat un pic de la întrebarea cu tinerii. Că și tu ai văzut și eu am văzut o grămadă de tineri în ziua de azi care se întorc înapoi. De asta zic că între noi, generația noastră, părinții și înapoi către genzii ăștia care sunt mai mici, e o discrepanță, eu o văd. Prietenii mei la fel nu sunt foarte religioși, au fost cu familii, muncă și cam atât. Dar acum văd că ăștia mai mici din spatele nostru devii religioși. Religioși, da, da. Foarte interesant. Mi se pare interesant. Cred că trăim vremurile acestea în care LGBTQ, respectiv stânga politică, renunță la ceea ce am vorbit noi, punctele fixe la care să te raportezi. De-aia avem documentare ca și What is a Woman? Vai de capul. Păi uite, aici e problema asta. Știi că nu mai știu în care podcast am vorbit noi despre numărul lui Dunbar. Cel de 150, noi umblam practic în trecut în haite de 150 de oameni. Ăla era cam maximul în care putem să ne puteam să ne manageriem. Exact, să manageriem. La fel și într-o organizație în ziua de azi. La 150 de oameni deja e de ajuns alt departament. Și atunci, cred că și de acolo a venit partea cu constanta asta. Nu? Ca noi să fim 8 miliarde în momentul ăsta și să avem cam aceleași credințe. Fie că ești musulman, fie că ești creștin ortodox, fie că ești altceva, ești budist. Bă, tot crezi în constanta asta divină. Că n-ai cum altfel. Nu poți să mergi, de exemplu, în Irak ca și creștin ortodox să te înțelegi cu ea. Ceea ce se întâmplă de foarte mult timp. Chiar dacă există războaie încă, războaiele îți dau pe resurse acum. Nu mai sunt pe religie. Și atunci americanul s-a dus, sau ortodoxul s-a dus la musulman și au putut să înțeleagă. Eu, în facultate, cu trei feluri de nații, de oameni și religii diferite, am putut să mă înțeleg și să mă distrez și să mă simt bine. Ne-am și bătut. Să vă și respectați. Spus. Să ne și respectăm, da. Asta e chestia. Deci îți trebuie constanta asta absolută, care cu cât e mai puternică, cu atât se poate dezvolta civilizația la nivel global. O agrem toți. Exact. Ca și trebuie kilogramul, care mai de mult kilogramul era exact din metal și doar că oamenii l-au atins foarte mult, grăsimea degetelor a influențat această unitate de măsură internațională, iar kilogramul în momentul de față e un kilogram perfect făcut dintr-un material a căror număr de atomi a fost cântărit, măsurat și stabilit ca să fie fix un kilogram. Este o sferă. Da, și chiar dacă, uite, de exemplu, de aici mergem în SUA și ei funcționează pe sistemul imperial, tot avem, practic, o conversie. O conversie și o paritate. Adică știm exact cât înseamnă fit. Dai pe Google un search și instant îți dă în metri și invers. Îți trebuie constanta asta, nu poți să trăiești fără ea. Stânga, practic, renunță la orice constantă, mai ales la construcțiile sociale. Da, sunt total de acord și asta cu mișcările astea LGBTQ și, mă rog, altele. Părerea mea este că sunt pe termen scurt. Nu o să reziste. No, e imposibil să reziste.
N-ai cum să construiești, exact ce ziceam, dacă n-ai constanta aia, ăștia LGBTQ o să fie, erau la început LG, după aia LGB, LGBT, LGBTQ și o să mai creeze un cârnat de... Și ori pus plus! Ori pus plus! E, n-ai cum să faci chestia asta, te întorci înapoi la numărul lui Dunbar, înțelegi? Și practic, să zicem că mergi înapoi în triburi. Și alea nu rezistă într-o situație globală în care trăim în ziua de azi. Ceea ce s-ar putea ca răspunsul acesta, forma aceasta a tinerilor de a răspunde prin întoarcerea la credință, la da. Religie, la sistemul dogmatic, să fie practic o reacție la stânga politică care încearcă să destabilizeze fiecare aspect a vieții. Iar oamenii ajung să nu se mai simtă în siguranță. Când eu nu mă uit la tine și nu mai pot să spun că ești bărbat sau femeie, ba mai mult, poate să fie chiar ceva ilegal dacă eu greșesc adresarea. Nu mai vreau să particip la sistemul tău. Exact, exact. Oamenii zic, I'm out, I'm going back to the middle age, you know? Problema asta, Vlad, e și în sistemul financiar. E aceeași chestie. Stânga încearcă să preia partea de finanțe prin politică. Vor să facă ce a făcut biserica cu statul până în 1500. Și n-ai cum, adică dacă ținem minte un pic de istorie, tocmai de-aia am trăit în evul mediu timp de multe secole și n-am putut să evoluăm. Pentru că stânga a încercat să facă o chestie care e nenaturală. La fel se întâmplă acum. Banca, băncile centrale, sunt conectate cu statul, adică statul deține băncile centrale, în teorie, guvernele. Și atunci ei încearcă practic să strice sau să reglementeze o piață liberă. N-ai cum să reglementezi piața liberă. De asta e prin definiție. Trebuie să fie liberă. Trebuie să ia decizii de la mai mulți indivizi, de la toți care participă. Fiecare participant să aibă forță egală. Și de fapt constanta este piața liberă. Nu guvernul care încearcă să intervină. E aceeași chestie și aici. Dacă tu spui că nu te-ai raportat la credințele acestea tradiționale niciodată, care va fi credința care te gândești să o dai mai departe copiilor tăi? Același lucru, o să aibă ca și mine, o să se nască probabil creștin ortodox, că din generație în generație mi se pare normal, dar apoi o să îl las să experimenteze practic dacă vrea să fie religios la modul ăsta, cu Dumnezeu, cu Iisus. Adică este liber să aleagă să citească Biblia, să se raporteze la ea, să trăiască în baza ei sau să aleagă altă religie sau să-și dezvolte un stoicism. Este liber să aleagă, adică la modul ăsta. Dacă vrea să fie gay, Doamne ferește, sper să nu fie cazul, cu cât impui mai mult sau încerci să reziști unei tendințe, mai ales dacă e copil, eu o să încerc practic să-i pun pe tavă copilului meu toate informațiile posibile ca să ia o alegere în timp, nu atunci pe loc. Nu o să zic niciodată nu faci asta, nu o să zic niciodată fast. Pentru că așa îi strici practic, așa o să-i strici viitorul. Practic, cea mai bună decizie e mereu decizia informată. Da. E o fază cu Joe Rogan, dacă știi. Și-a dus fetițele, că vorbeau de droguri. Și și-a dus fetițele la un centru din ăsta de... nu drogați, de... Dependenți. Rehab. Dependenți, da. I-a dus și la rehab, le-a dus și la ăsta unde erau, de-aștia drogați, ca să vadă cum arată. Și s-au îngrozit fetele. Adică să vadă și latura cealaltă, pentru că latura principală când ești tânăr pentru droguri este, bă, te simți foarte mișto. De-aia vezi-o și pe aia. Asta e o decizie informată. Ideea, sigur e ceva cool. Da, da, da. Am trecut și eu prin asta. Am văzut și toți prietenii mei de atunci, 15-20 la număr, toți consumau. N-am făcut asta timp de 2-3-4 luni, am zis, bă, hai mă să încerc și eu. Am încercat câteva luni, bă, nu-i de mine. Ei au continuat să facă același lucru. Și asta zic, adică cumva necumva trebuie să treci prin asta, trebuie să-ți iei singur deciziile și asta o să fac eu, să-mi susțin copiii, să ia deciziile potrivite pentru ei, pentru că dacă le impui inversul, s-ar putea să faci mai mult rău. Legat de copii, ce concluzie am tras eu este că părinții își greșesc rolul în societatea de azi, doar pentru că părinții noștri au trăit în vremuri în care ei făceau ce le spuneau părinților și tot așa, multă vreme. Cred că acum evoluția este spre a fi doar un sprijin pentru copil. Adică, cel mai bun lucru pentru un copil e să știe că orice se întâmplă, părinții lui îi sunt alături. Corect. Când ceva rău se întâmplă, nu vrei să fugi de părinții tăi. Sau nu-ți dorești copilul tău să fugă de tine, ci vrei să fugă spre tine.
Și cred că și religia a făcut greșeala asta multă vreme. Când oamenii făceau ceva greu, rău, erau excomunicați, erau eliminați, erau dați afară, erau făcuți de râs. Și atunci oamenii pentru o vreme au fugit de bici. Este același lucru, Vlad, cu tot așa ne întoarcem la triburi și la numărul lui Dunbar. La fel pe tribul ăla mic, dacă nu se conformau și nu făceau ce făcea majoritatea, erau dați afară din trib și mureau de foame sau nu mai erau protejați de animale sau alte chestii. De asta lumea este foarte fricoasă din punctul ăsta de vedere și înțeleg, dar la capitolul, na, cum îți dezvolți principiile astea de credință ale tale, personale în primul rând, că sunt comune cu ale altora, e ok, dar tu trebuie să ai un set de principii personale, părerea mea. Ca bărbat, ca și femeie în ziua de azi, adică fiecare trebuie personal să le aibă. De asemenea, văd foarte mult religia și sunt curios dacă tu ai observat acest lucru, devine un element de marketing foarte puternic. Da, polarizare. Se bagă acum, că am văzut și partea cealaltă negativă, adică exact ce ziceam la început, în istorie religia a fost mai degrabă folosită ca un motiv să ataci alte țări și să te impui tu, bă, religia mai bună decât a ta, dar de fapt tot motive politice erau, pentru că încă o dată politica era combinată cu religia până în anii 1500. Și atunci, în ziua de azi, na, ca să se contracareze un efect, adică LGBTQ, ăștia mai tineri acum își caută credința într-un loc sau în altul, unde și-o găsesc, o să fie și o rezistență, deci din partea altă, e logic. Și cumva, necumva, de aici, din lupta asta, trebuie să iasă cineva câștigător. Eu cred că chestia naturală o să iasă câștigătoare de fiecare dată, chiar dacă durează 10 ani sau 100 de ani, până la urmă se va, adică chestia naturală este, bă, avem aceeași constantă, fie că tu crezi în Mohamed, fie că crezi în Iisus Hristos, tot o constantă. There are two genders. E un lucru la care oamenii se vor raporta, știi? Ce a zicea că... Exact. Ai constant. Ai penis sau ai vagin. Da, ce a zicea că... Sigur sunt două genuri, de ai bisexual, LGB. Bisexual. Dacă e bisexual, it means are two genders. Știi? Că... Azi, cumva se încearcă îndepărtarea asta, dar n-ai cum. Deci e imposibil să o duci prea mult timp. Chiar și comuniștii, uite, comuniștii au încercat să, au, cumva, au fost împotriva spiritualității credinței, da. Mergeau, promovau foarte agresiv ateismul acesta în care... Au distrus biserici, adică... Și ce s-au întâmplat? Oamenii s-au... Exact! Inclusiv în RSS, adică picajul RSS, în 80 și când aia a fost, 9, nu mai știu. Au încercat să facă chestia asta foarte nenaturală cu oamenii, și eliminarea lui Dumnezeu. Și asta, da. Și multe altele, gen inclusiv în case, adică copilul era copilul statului. Adică dacă părinții făceau ceva ce nu intra în legile statului, copilul trebuia să raporteze părinții. Ceea ce mi s-a părut mindfuck. În ce situație suntem acum? Comunismul e baftă, chestia naturală e familia. Da. Familia și divinitatea, știi? Tot aia o să rămână. Cred că cea mai tare mișcare de marketing când vine vorba de credință au făcut-o frații Tate, când unul a mers pe o credință, da, și unul a mers pe cealaltă, pentru că ce să vezi, banii sunt buni din ambele părți. Banii, femeile, adică ca să fii legal cu mai multe neveste, nu poți să fii creștin ortodox sau catolic. Care crezi că va fi... Evoluția în viitor, adică urmează să avem conștiința, AI-ul se va dezvolta într-un calculator cu conștiință. Cum crezi că va impacta asta societatea? Că am văzut impactul LGBTQ. Crezi că s-ar putea să avem o reacție asupra AI-ului ca și împotriva diavolului, să ne întoarcem împotriva lui? Băi, sincer nu cred. Cred că aici te referi la AGI, nu? AGI. Da, deci practic... inteligența asta generativă, adică cea care are și a dezvoltat singură o conștiință. Da. Da, nu știu când se va întâmpla sau dacă se va întâmpla, că putem să stăm să dezbatem și să nu se întâmple pur și simplu, dar cred că momentan AI-ul va fi foarte mult folosit în războiul informațional din momentul ăsta. Ce se întâmplă acum în Gaza, deci ce văd pe Twitter, mai mult stau pe Twitter, nu stau pe celelalte canale, văd pur și simplu foarte multe videoclipuri cu foarte mulți copii răniți. Ceea ce n-am văzut niciodată în viața mea. Și nu știu ce să mai cred.
la modul ăla. Deci sunt atât de multe clipuri și sunt băgate ca și propagandă la modul ăsta, dar numai și numai cu copii. Și nu știi care sunt adevărate și care nu, mai ales la ce îți oferă acum AI-ul ăsta ca și generare de videoclipuri. E mindfuck, adică și pare mi se că se va folosi din ce în ce mai mult să distorsioneze realitatea asta informațională pe toate platformele. Uneori mă gândesc, pentru că avem aceste cruciade ale copiilor, când grupuri mari de zeci de mii de copii erau trimiși cu cruci în mână să lupte în fața unor soldați profesioniști și literalmente erau măcelăriți, uneori te gândești dacă în credința noastră creștină fețele bisericii au trimis copiii să moară, ajungi să crezi uneori că sunt în stare și ceilalți să-și bombardeze proprii lor copii. Sau da, să-i pună în puncte să apere zonele militare cu copii ca după să propagheze astfel de informații. Orice este posibil, pentru da, că mi se pare atât o constantă necesară credința și practic credința ca și bagaj de valori comune, cât și o armă mortală, o bombă nucleară, pentru că oamenii, când vine vorba de credință, sunt gata să, cu cât sacrificiul e mai mare, cu atât ești mai mult plăcut de Dumnezeu. Da, și în același timp, dacă ne uităm în istorie, trebuie să reținem faptul că istoria a fost scrisă de cei care au câștigat războaiele astea. Și atunci nu știi cât de distorsionată este realitatea. Eu chiar am studiat, știi că la fel, cred că în clipul despre AI, mi se pare că am vorbit, de o perioadă asemănătoare cu ce avem acum în ziua de azi, cu boost-ul ăsta tehnologic, în 1920, cu Harry Ford, cu mașinile, cu, mă rog, toată industria de aeronave și cinematografică și, mă rog, asta avem și acum, un boom economic și un boom tehnologic la modul ăsta. Ce s-a mai întâmplat, practic, în perioada aia, sau înainte de perioada aia, a fost în 1918 pandemia, gripa spaniolă. Global. Care apare, aproape nu apare în istorie, deși au murit procente foarte mari din... Deci, cifra declarată, dacă o cauți, este 100 de milioane de oameni. Mai mult decât în primul război mondial. Păi asta a fost fix la sfârșit de primul război mondial. Deci oamenii plecau, adică s-a extins foarte tare prin războiul ăsta care s-a purtat și vedeam tot așa imagini cu oameni care vomitau sânge pe stradă. Astea erau imaginile promovate în mainstream media. Ia adu-ți aminte în pandemia de acum. Exact, oameni ce care cad pe jos în China și cu toții știm că erau fake. E, același rahat, exact același lucru. Istoria este scrisă de cei care sunt la putere, de fiecare dată. Mai ales dacă cineva a câștigat război, ei vor scrie istoria. Care crezi că e istoria Imperiului Otoman? Versus, că ei au bătut 7 români. aia zic, e foarte distorsionată istoria, așa că cumva ar trebui să gândim critic noi în ziua de azi. Să vedem, bă, care este cea mai câștigată formă care o să fie de succes în viitor. Divinitatea este total de acord, adică fiecare cu credința lui, musulman sau creștin sau catolic sau altă religie, ce e, sau stoic slash ateu, dracu să-l ia, că pot fi o grămadă. Cumva asta va fi chestia naturală din viitor. Nu cred în chestii de-astea gen LGBTQ și ce se controlează acum, tehnologia informației și cu războaiele care se poartă acum. N-am de să știu, nu sunt acolo să văd bombardamentele sau să văd copiii. Da. Prefer să nu dau cu părerea. Da. Știu clar că astea momentan se întețesc, conflictele astea, o să degenereze în ceva mai mare și sper să termine foarte repede atunci când se întâmplă, pentru că ordinea naturală este de pace. Așa ar trebui să fie. Tot ce pot să spun când vine vorba de aceste conflicte este că clar îți dorești doar să fii în tabăra câștigătoare. Adică tu ca individ n-ai nicio putere asupra lor. Corect. Prin urmare, măcar să fii în tabăra care câștigă, dacă oricum n-ai nicio putere. Adevărul e că victimele unui război sunt oricum ai vrea să o pui. Chiar și oamenii care luptă acolo sunt victime nevinovate. Oamenii care se împușcă peste câmp. Am văzut multe filme de-astea americane cu soldații lor trimiși în țări. În Vietnam, în Irak, în mă rog, Afganistan. Și s-a promovat foarte mult asta cu ideea visului american. Știi că în America, practic, libertate. Se promova foarte mult libertatea, așa a fost și scrisă în Constituție. Proprietate, dar acele drepturile umane de bază. Și când erau trimiși, practic, soldații ăștia în războaie, da, cu familia, care se ruga, care, mă rog, preferau să se întoarcă omul înapoi în viață. Ei plecau la război, se întorceau traumatizați, etc.
Și întrebarea mea era, de ce? De ce pleacă ăștia din SUA în Irak? Ce treabă au ei la jumatea lumii, distanță? Ce caută ei acolo? Și mi-am dat seama că, de fapt, n-are nicio treabă cu ce alege omul de rând, cu libertatea. Dacă tu ești obligat aproape să mergi în armată, să faci stagiu militar, de exemplu, nu mai e cazul la noi, dar zic în trecut. Și după aia să pleci la război, să te războiești pentru deciziile altora, ți se promovează ideea de libertate, că tu ești american și ești mai bun decât toți din lumea asta și trebuie să mergi să-i mătrășești pe aia. Ca așa păstrezi pacea. La 6.000-7.000 de kilometri distanță de casa ta. Așa se păstrează pacea. Și de fapt nu e altceva decât creșterea imperiilor, odată la ceva timp, adică Imperiul Roman, știm, s-a extins, s-a retras înapoi în cochilie. Genghis Khan, Alexandru cel Mare, UK-ul, Olanda, toate practic se extind mult prea mult față de cât le permite bățul și după aia revin înapoi în cochilie. Și ca nu mai reușesc să mențină controlul. Este imposibil, pentru că faci și o chestie nenaturală. Încerci să domini lumea și n-ai cum să faci asta. Lumea se trezește și o să ai o rezistență. Uite, asta e interesant că religia în sine a reușit să păstreze controlul poate mai mult decât orice imperiu. Da, la fel dacă te gândești și la bani. E aceeași constantă. S-a folosit aurul foarte mult timp ca bani, inclusiv după ce am trecut de Evul Mediu și perioada aia cu pirații. Pirații au adoptat foarte mult, sau le plăcea foarte mult piraților aurul. Dar aurul, după ce a fost confiscat probabil și menținut în regulă, în siguranță, în băncile astea centrale, prin anii 1600-1700 cu Imperiul Olandez și Imperiul din UK, aurul ăsta a fost declarat după aia ca și standard național. Ceea ce mi se pare wow, adică aurul, pe măsură ce am înaintat în timp, a rămas mult mai mult timp ca și constantă, la care noi să ne referim ca și bani, ca piață liberă, versus câte imperii au trecut. Deci orice imperiu mergea și încerca să cucerească mai mult, se folosea de aur ca bani, încerca după aia să inflaționeze banii, cum a făcut și Imperiul Roman. Nu mai știu cum se numea împăratul care a făcut primul chestia asta, a băgat în faliment Imperiul Roman și după aia a făcut colaps. Tăia marginile de la monedele de aur ca să inflaționeze, să aibă mai mult aur, să facă mai multe monede. Și lumea s-a prins, inclusiv ăștia care erau plătiți de ei, adică barbarii în principiu, că cu ei mergeau la muncă și la război. Așa că ăștia s-au prins că erau plătiți mai puțin și s-au răsculat și a picat imperiul. Overextended. E foarte interesant că dacă stai să te gândești ce a rămas toată puterea Imperiului Roman, s-a transformat într-o credință și biserica. A rămas prin biserică. Da. Vaticanul exact. De azi exact. Magazinează toată puterea și înțelepciunea și influența. Deci Imperiul Roman în teorie n-a picat. A rămas credința catolică. S-a transformat, exact. Și asta e, ca să răspundem la întrebarea cu credința din ziua de azi. Credința, de fapt credința oamenilor în general, nu contează ce alegi să fii, musulman sau creștin sau catolic, credința va fi cea care va dăinui, părerea mea. Adică ceva la care poți să te raportezi ca și constantă în viața ta sau copiii tăi sau ce vine după tine, urmașii tăi, aia va supraviețui. Nici o bancă centrală, nici un imperiu, nimic nu va supraviețui decât aia, credința aia. Deci până la urmă ajungem la concluzia că credința în Dumnezeu sau o formă a lui Dumnezeu pe care nu putem, eu nu pot să o percep, așa că prefer să... Eu zic Dumnezeu ca și creatorul inteligent care stă la baza existenței noastre. Credința în Dumnezeu va rămâne mereu o constantă foarte importantă. În momentul în care toată societatea este în colaps, gândește-te că cei care se roagă în anumite, nu știu, în Ucraina, ei se roagă pentru că universul lor, tot ceea ce ei cunosc, drumurile pe care au mers toată viața lor, poate unii, aia e zona pe care au văzut-o, universul lor se limitează doar la zona aceea, țara respectivă, poate nici n-au plecat nicăieri de acolo, cade foc din cer peste ei. Este un eveniment pentru aceștia cu impact ca și potopul biblic. Pentru cei care au scris despre potop. Da. Culmea, foarte multe similarități cu ce s-a scris în Biblie de-a lungul timpului uman, adică civilizației. S-au repetat. Foarte multe similarități. Da, se repetă, aia zic.
pandemiile se repetă, războaiele se repetă, fie că sunt religioase sau nu, totul se repetă. Așa e natura umană. Ce mă sperie când vine vorba chiar de credința creștină, mi-ar plăcea să vorbesc mai mult cu teologi și cu oameni care și-au dedicat toată viața studiului biblic, pentru că oarecum pentru aceștia, credința lor, Dumnezeul lor, este chiar cartea în sine. Dacă spui că această carte este textul perfect și este etalonul perfect la care toată societatea ar trebui să se raporteze, ăla e Dumnezeu, nu mai ai nevoie de niciun Dumnezeu. Da, chestiile astea extremiste eu niciodată nu o să le ascult. Adică mi se pare că exact ce vorbeam la început, cumva ia informațiile astea, adaptează-le pe tine și trăiește cea mai bună viață pe care poți să trăiești. Nu face rău altcuiva, fă-ți numai bine ție, familiei și cui mai poți din jur, atât. Asta e tot ce poți să faci. Ce crezi că va fi după moarte? Ai văzut cumva filmul 21 grams? 21 de grame? Care se spune că e greutatea sufletului. Exact. Sincer, cred că și partea asta de suflet, adică asta o să rămână, părerea mea, pentru noi o enigmă, partea asta de suflet și divinitatea care, adică chiar dacă îți funcționează vasele de sânge și n-ai îmbătrânit încă și, bă, ți-a dispărut ceva din corpul ăla când ai murit. Ceva extra, ceva ce nu putem să percepem. Cred că aia e o formă de energie, cumva, care se întoarce înapoi în univers, natură, la Dumnezeu, habar n-am. În a șaptea dimensiune, nu știu. Este ceva acolo, însă cred că noi, după ce murim, murim și gata, doar energia noastră se duce în altă parte, n-am de unde să știu unde, sincer. Și prefer să nu dau cu părerea, că sigur o să zic prostii. Știu că mulți cred în reîncarnare sau în viața de după moarte sau te duci în rai sau... Nu știu. Chiar n-am de unde să știu. N-am cunoscut pe nimeni care a murit și să vină să-mi zică unde a fost. Da, nimeni nu s-a întors înapoi. Ce pot să spun că e interesant? Sunt terapii care au la bază mecanismele morții. Adică, atunci când ești în moarte clinică, de multe ori se vorbește despre această experiență a întâlnirii cu Dumnezeu. Și oamenii se întorc din moarte clinică și vorbesc despre ce învățături au primit și cu cine s-au întâlnit, cum au mers printr-un tunel de lumină. Moartea clinică are la bază niște mecanisme din corpul nostru care țin de acumularea de melatonină. Adică prin faptul că tu nu deschizi ochii și lumina, mai ales lumina albastră care arde cea mai multă melatonină, melatonina nu este arsă, se acumulează această melatonină și se declanșează anumite mecanisme, respectiv co-creierul nostru eliberează o substanță, se numește DMT, care se eliberează la naștere și la moarte. Și există locuri în lume unde poți să mergi în centre care fac terapie prin deprivare de lumină. Adică mergi acolo și stai o săptămână complet, cu fața complet acoperită, fără să te expui la lumină. Ai un ghid cu tine care te ghidează în fiecare zi prin diferite exerciții de respirație, terapie și așa mai departe. Și după 5-6 zile începi să ai cele mai puternice halucinații pe care le poți avea. Dar halucinațiile acestea... Exact. Halucinațiile acestea pur și simplu te duc într-o altă dimensiune. Sunt atât de puternice încât nu sunt o deformare a realității. Sunt o altă realitate. Interesant asta. Deci asta chiar mi se pare mișto. Aș face-o pe asta. Și e o terapie pe care... Îmi pare rău că poate nu am făcut-o mai repede în viață, pentru că, vezi tu, la 20 de ani timpul nu are aceeași valoare ca și la 30 de ani, însă cred că la 30 de ani am o conștiință mai dezvoltată și o rațiune mai dezvoltată ca să înțeleg mai mult din ce ar putea să însemne această terapie și îmi doresc să parcurg această terapie. Se vorbește despre Moise, că a scris cele 10 porunci, sub deprivarea de lumină, pentru că el mergea pe munte. Unii presupun că mergea într-o peșteră și nu mergea singur, mergea cu Aron, adică avea un om de care avea nevoie, alții spun că era cel care îi ducea mâncarea în peșteră. Iar el când se întoarce de acolo, Biblia scrie că nu putea privi în jur pentru că îi strălucea foarte tare fața.
Alți oameni care au analizat foarte mult textul spun că el nu putea să se uite la lumină de la cum a stat deprivat de lumină. Și unii spun că a avut această experiență a deprivării de lumină când a scris cele 10 porunci. Da, interesant. De asta zic că cumva, necumva, ne întoarcem la natura asta umană, care nu poate să fie alterată. Poți să o alterezi cu LGBT, ce vrei tu, dar nu o să dureze foarte mult. Cumva tot ne întoarcem la aceeași chestie cu credința asta, ce suntem noi la interior. Și ți-ai zis, adică eu nu aș vrea să mă dau, mama, tot cunoscător, că știu eu ce se întâmplă în interior. Nu, încerc la fel ca toată lumea să-mi traduc ce dracu se întâmplă în lumea asta, din teorie și din fapte reale, ca să pot să-mi trăiesc o viață bună. Atât. Ceea ce eu cred e că viața asta este foarte importantă și nu aș sacrifica viața asta în detrimentul unei alte vieți. Cum practic unii oameni devin călugări, se deprivează de plăcerea fizică, se deprivează de societate, pentru că în felul ăsta se pot duce într-un loc în care să fie mai bine. Eu cred că viața aceasta, dacă am primit-o, avem responsabilitatea să o trăim în cel mai frumos mod posibil, adică să explorezi toate plăcerile care nu te rănesc și care nu te distrug, ci acele plăceri care poți să le trăiești sustenabil. Nu știu, plăcerea de a avea un copil, 2, 3, e o plăcere absolut incredibilă. Plăcerea de a iubi și de a fi iubit, e o plăcere extraordinară. Plăcerea de a explora culturi, oameni, de a cunoaște. Sunt plăceri care cred că merită chiar și plăcerea de a lucra și de a avea un scop și de a vedea că societatea merge într-o direcție prin persoana ta și datorită ție. Sunt niște plăceri foarte importante și eu tare cred că viața aceasta pe care noi o trăim acum nu ar trebui rosită în detrimentul unei vieți viitoare. Da, asta discutând despre ce se întâmplă după moarte, adică trebuie să trăiești viața cât mai low posibil ca să fii după moarte în rai. Da, deci de asta zic, nu contează că vine raiul după, nu contează că nu mai există nimic după, nu contează ce vine practic după punctul în care mori, trebuie să trăiești viața. Asta cred și eu și trebuie să... Și cred că oamenii care chiar sunt pasionați de Dumnezeu și de divinitate, nu sunt oamenii care toată ziua citesc din nou și din nou o carte și o folosesc împotriva altora, ci sunt oamenii care în fiecare zi stau și contemplează asupra cine este acel creator. Pentru că omul care a dezvoltat teorii în matematică sau în fizică sau în chimie, ce a făcut? În fiecare zi se trezea și explora acel domeniu mai mult și practic în timp a ajuns să fie un expert și chiar să descopere lucruri în acel domeniu. La fel cred, aceleași metode prin care noi evoluăm azi în diferite domenii, cred că sunt cele mai bune metode să evoluăm și în relație cu creatorul nostru. Adică în fiecare zi să ne gândim la el, să-l căutăm în ceea ce facem, să îl găsim în natură, în toate lucrurile din natură, să privim ca și o mărturie a existenței lui. Total de acord. Aici, bine, intrăm în spiritualism. Eu, sincer, nu sunt un tip spiritual, poate am momente. Adică nu sunt așa ca tine din ce mi-ai povestit acum și ce mai vorbim în privat noi. Văd că ești foarte spiritual. La modul ăsta eu nu sunt. De-aia zic că la capitolul credință eu am filtrat oarecum tot ce am văzut și ce am învățat prin ochii ăștia, prin mâinile mele și încerc să fac lucrurile mai bine și să trăiesc mai bine. Știi poza aia, e o poză care a vehiculat și vehiculează încă pe internet, făcută de români. Erau două morminte săpate, a fost sărac, a fost bogat, da. Gen că amândoi ajută după pământ. Bro, păi despre asta e vorba, cum mori? Da. Nu să mori, nu contează cum mori, contează numai cum ești. Păi așa, unul a fost pânzurat și unul nu. Și adică, da. Fie că ești sărat, fie că ești bogat în viața asta, ci că e tot în același loc te duci, tot în pământ. Pentru mine personal, în viața asta, banii nu contează așa de mult. Și cine zice chestia asta? Cine are? Ar trebui, și culmea e că am auzit și eu chestia asta la fel când eram gen nici măcar angajat, eram la facultate. Și auzeam chestia asta și încercam să o înțeleg. Bă, și nu înțelegeam. Nu puteam să o înțeleg. Până am ajuns să am bani și să-mi dau seama că, bă, e adevărat. Pentru că, îți spun sincer, chiar vorbeam pe Discord zilele acestea,
dacă ai o casă, deci dacă ai un acoperiș unde să trăiești, să zicem că nu ai rate, oricum ești, deja ești super privilegiat dacă ai asta, dacă ai un acoperiș unde să trăiești, că e o chirie, că e o rată, că e o proprietate, nu contează, ai unde să trăiești fără griji. Ai ce să mănânci fără griji. Ai un mijloc de transport fără griji. Deci asta nu înseamnă pentru multă lume, na, să ai o casă, o mașină, ei nu se consideră că au ceva. Dar după ce ai o casă, o mașină, mergi de două ori pe an în concediu și îți cumperi de două ori pe an haine, banii nu mai fac foarte mare diferență. Îți cumperi cam același lucru mai scump. Sunt total de acord cu tine. Problema cu oamenii care sunt, cred că sunt foarte puțini la modul ăsta care se mulțumesc. Dacă de exemplu, ai casă, fără, deci clean, fără credit ipotecar, da? Ai casa ta, ai mașina ta, ai un job stabil și ai libertate. Te duci în vacanțe, stai cu familia după 5, ok. Weekendurile libere, ești super ok. Problema în general cu oamenii de genul ăsta e când intervine lăcomia aici. Și natura asta umană care zice, bă, trebuie să vrei mai mult și e ok să vrei mai mult, mai ales că ia uite vecinul tău sau ruda aia ta sau exact cum ne dădeau ai noștri exemplu în școală când altul lua notă mai mare decât noi. Ia uite ăla, ia uite ăla. Așa, asta e problema de fapt. Și te duci după aia și nu știu, faci un pact cu diavolul, pentru că tu dacă ai tot ce trebuie acum, tu vrei să renunți la chestii, că n-ai cum să obții mai mult dacă nu renunți la ceva. Corect. De acum. Steve Jobs a avut o relație cu copiii lui. Deci asta zic, renunți la o grămadă de timp probabil cu familia în primul rând, poate vrei să-ți ipotechezi casa ca să faci o investiție riscantă pentru că ai văzut că altul are bani și a obținut foarte ușor, în teorie. Ai văzut tu că a obținut foarte ușor bani. Pentru că n-ai înțeles riscurile la care s-a supus. Exact. Și ajungi să iei decizii super greșite, în loc să mergi pe aceeași linie și să faci lucrurile mai bine, dar părerea mea e că e mai bine să rămâi cu timp liber la sfârșit de zi. Da, nu deci... cu bani. Practic aia e experiența vieții. Eu vorbesc cu mulți prieteni de-a mei, majoritatea prietenilor mei sunt antreprenori, majoritatea prietenilor mei câștigă, nu vreau să spun ce sume, că nu prea am prieteni care nu câștigă sume mari de bani, că na, oameni, numai asta am vorbit, până la o anumită vârstă, îți spun sincer, între 20 și 30 de ani, tot ce am vorbit și tot ce conta pentru noi, cât ai produs luna asta. Și ne-am, ca niște câini din aia care, știi, azmuți unul spre altul și parcă mai tare încep să latre, noi ne aruncam unul pe altul în care cât a produs. Și care producea puțin se simțea inconfortabil și, fuck, nu mă mai întâlnesc cu oamenii ăștia fără să fac și eu mai mult luna viitoare. Și cumva am ajuns toți într-un punct în care acum zicem, dar viața nu e despre a produce bani. Viața e despre experiența vieții. Și uneori e nevoie să ai... ca să-ți dai seama că n-ai nevoie. Deci totul se rezumă practic la, ca tu să experimentezi viața la cel mai înalt nivel, trebuie să te rezumi la timp, nu la bani. E, aici, ca să facem și un disclaimer, dacă implică vrei să faci bani. Da, mai ales, adică trebuie să treci prin procesul ăsta prin care ai trecut tu, prin care am trecut și eu. Adică trebuie să încerci să faci mai mulți bani, trebuie să te angrenezi cu oameni care vor să facă bani ca să vezi cum e procesul. Dar la sfârșit de drum, că uite, primesc foarte mult întrebarea asta, am și eu, puști care mă mai întreabă, gen, bă, uite, am o agenție, am o firmă de marketing, fac ceva. Și am început să încasez 5-10.000 pe lună. Zic, bă, bravo ție, dar vreau să fac mai mult. Zic, de ce? Păi vreau să produc mai mult, că uite, vreau să-mi iau mașină, vreau să-mi iau casă. Ok, foarte bine. La ce ești pregătit să renunți? Asta e prima întrebare. Și după aia intre programul. Cât lucrezi pe zi ca să produci banii ăștia? În medie 6 ore, că nu lucrezi fix 6 ore, mai sare, ai o pauză, mai o zi liberă, mai în medie 6 ore. Primul lucru pe care poți să-l faci acum, dacă vrei să câștigi dublu, de exemplu, 20.000, este să transformi din astea 6 ore muncite, le transformi în 12 ore. Și asta e cea mai mare greșeală pe care exact. Poți să faci. Exact. Cea mai mare. În schimb, ce poți să faci, fă altceva. Mergi pe astea 6 ore pe care le ai libere și încearcă să iei toate task-urile tale care îți ocupă timp în alea 6 ore și nu-ți produc bani. Și le externalizezi. Învață-l pe ăla. Să ia-ți o firmă și plătești-o. Chiar dacă din aia 10.000 mai faci doar 8.000, tu practic ai salvat din alea 6 ore, ai trecut la 4 ore. Ăsta e de fapt scopul. Să muncești eu, 2 ore. Și eu cred și la fel. Experiența vieții e cel mai important lucru și eu trăiesc această viață pentru viața asta. Uneori mă gândesc că după moarte e ceea ce a fost înainte de viață. Adică un somn adânc. Știi ce era înainte să te naști? Corect. Da, uite, la fel, altă întrebare. Ce vine după moarte, dar ce e înainte de naștere? E același loc. Noi venim și plecăm în același loc. Total de acord aici. Ce e locul ăla? Habar n-am. Și vreau ca
să șansa existenței mele. Noi tot facem gluma asta, nu te-a dat taic tău pe un perete, nu te-a dat pe față la maică, dar nu te-a dat pe nicăieri, ai avut șansa să existi. Șansa existenței e so fucking amazing. Pur și simplu mă bucur în fiecare zi când mă gândesc la Dumnezeu, când stau în meditație și contemplez asupra celui care stă la baza existenței tuturor lucrurilor, îi mulțumesc, mi se umple inima de bucurie, trăiesc o senzație puternică de eliberare de endorfine că exist. Uite, asta e, cred că, dacă ar trebui să facem un mini rezumat la ce am vorbit azi aici, faptul că îți iei un pic de timp și adică unii meditează, alții, nu știu, fac tantre, dracu să ia, alții cred în Buddha, alții cred în Isus, nu contează. Când stai să te gândești și realizezi chestiile astea pe care le-ai zis acum, gen, bă, trăiesc, sunt în viață, ceea ce în majoritate nu se poate, dacă ei nu mergi spermatozoizii de pe lumea asta, care sunt morți, undeva la 400 de, nu mai știu care era rația, ai șanse de 1 la 400 de miliarde să te naști? Da, sunt foarte mici. Sunt unele din cele mai mici șanse, sunt mai mari șanse să fii fulgerat de două ori și să scapi cu viață. Corect. Aia zic, deci când te gândești și te întorci practic la existența asta sau la bazele existenței umane, te gândești fie prin credința ta, nu contează care este, exact la asta. Și reușești să mergi mai departe, oricare ar fi impasul din viața ta. Și mi se pare powerful, da. E wow. Foarte. Cristian, mă bucur că am avut această discuție. Îi invit pe oamenii în comentarii să ne scrie care este credința lor, de ce au această credință, ce concluzii au tras în urma discuției pe care noi am avut-o azi. Clar, este o discuție despre lucruri pe care le știm doar în parte și nu putem vorbi ca și cum noi am avea un adevăr absolut asupra subiectului, dar fiecare zi o încep gândindu-mă, în fiecare zi, poate uneori așa între ora 10 și 11, am un timp în care mă gândesc cine este Dumnezeu, ce vrea El de la mine, cu ce mă poate ajuta și ce pot eu să fac să onorez existența mea și să trăiesc existența asta cu cât mai puternic, cât mai intens, cât mai frumos. Păi ăsta e răspuns. Mă bucur în fiecare zi de viață. De ce spun? Când am spus că de șansa existenței, de atunci vine doar să zâmbesc, pentru că trăiesc o bucurie foarte mare pentru că zâmbesc. Efectiv, în fiecare zi trăiesc experiența asta foarte, foarte intens și ce-ți doresc și ție și ceea ce doresc tuturor, îi după să faci copii și să vezi ce frumos experimentezi tocmai existența unei noi vieți. E ceva incredibil, e ceva absolut incredibil. Și da, respect Gengis Khan. El a avut... Suntem rude, dar nu știm foarte bine. Da, Gengis Khan, știi, el a avut cel mai mare randament, cel mai mare procent din populația lumii, legături de ADN cu cel mai mare procent din populația lumii, deci clar, un om foarte productiv. Mă bucur de discuție, Cristian, ce să zic, să ne vedem sănătoși cât mai des, când îți permite timpul și ai drum spre Oradea, te aștept cu drag și spor.